Nu există că aparatul dentar nu a fost inventat de români. Deci nu vreau să aud, e clar invenție românească, că e bă, am dinții strâmbi. Lasă-mă, că legă-n cosâr, mă. Și nu ne-o recunoaște nimeni, că noi nu suntem cu marketingul cu astea și aici ar trebui să învățăm de la firme, că nu știu dacă ați văzut cât de agresivi sunt ăștia și disperați cu marketingul lor, parcă eu am primit un e-mail de la Glovo care zicea, George, vești proaste, spune adio reducerii de 16 lei. Bă, dar asta e ofertă sau e amenințare? Dică aia, George, comandă-ți acum sau ia-ți adio de la marca ta. Imediat îmi trimit e-mail-uri cu atașamente, cu poze și după aia mă sună, George, îți avem familia ostatică. Dacă vrei să-i mai vezi vreodată nevătămați, fă-ți acum Glovo Prime și ți-l livrăm înapoi, gratuit. George, te înțelegi bine cu iubita, bucură-te de ea până încă mai poți. Curierul este aproape. Am fost cu iubita mea în vizită la niște prieteni de-ai noștri, că acum sunt de-ai noștri. Înainte erau de ei, dar acum trebuie să-i împartă. Cine și-a făcut de prieteni? Eu mi-am făcut. Și ăștia sunt un cuplu, tot așa de vârstă ca cu noi, 26 de ani, numai ca un copil de 2 ani, că l-au făcut. Și era la ei în sufragerie, aveau plin acolo de tot felul de jucării, puzzle-uri, Lego, chestii din astea. Și mă uitam la ei, cum se joacă cu copilul lor și mă gândeam, bă, nu se merită. Aia era drăguț copilul, nu zic, și îmi plac în general, dar așa nu se merită, că știi, e așa mult de lucru și foarte mare risc. Adică, nu știu, că tu faci copilul ăla și îl crești, îl duci la doctor să fie sănătos, dar după aia când crește, merge la cățărat pe munte, cade și moare. Și s-o dus munca ta. Aia e de la capăt. Păi, de la capăt, mai încerci unul, nu știu, eu dacă îmi duc mașina la spălat și a doua zi plouă, crăp, de ciudă? Și eu ce dracu fac un copil dacă ajunge drogat sau ceva? Păi, nu mor eu de ciudă, eu de ce am dat bani când era mic să iau 16 puzzle-uri, dar nu mai bine, îi luam eu niște heroină, că uite ce îi place. Din perspectiva asta am început să înțeleg părinții aia care pun ei foarte multă presiune pe copii să facă așa cum vor ei. Adică nu-s de acord, nu-i sănătos, dar înțeleg că, na, tu te-ai chinuit și ți-ai pus viața pe pauză pentru copilul ăla, nu ți-ai mai văzut prietenii, nu știu cât timp, n-ai mai dormit bine, bun, din viața ta și după aia el nu vrea să meargă la ce facultate vrei tu. Că nu, că eu nu vreau să mă fac inginer, eu vreau să fac content pe TikTok, că-s futuna! Te dracu la facultate, fă-te inginer să trăiesc și eu prin tine măcar. Dacă te fur tâi, m-am gândit, băi, tu trebuie să-i schimbi scutecul la copilul ăla, să-l speli, să-l înveți să meargă la baie și după aia când face 18 ani se duce în club, se bată, se cacă pe el. Păi nu, mulțumesc! Și poate te gândești că nu, că eu fac copii ca să am cui să-i las moștenire. Da? Și faci o casă, o renovezi din banii tăi, o faci să fie frumoasă și după aia mori ca să ai să lași moștenire și eu lași moștenire. Și ce face cu ea? O vinde și ia apartament în Florești. Păi nu puteai să ții undeva cu trotuar? Cât de mare poate să fie riscul? Că tu ca părinte în continuare ai valorile tale și chestiile în care crezi și după aia vine Flying și fumează căcat din ăla. Din... Îi mândră mă ta de tine cu sus din ăla. La Fusega. Nu mă trochiez, stai. O să-i votez fix pe aia care îi taie la mătă din pensie. Nu, e normal. Mi se pare că e normal ca părinte să simți frustrările astea, adică nu știu, poate are copilul ăla alte valori și ăsta și tu ești cumva bă, tu ai dat mulți bani pe el. Adică, na, și plus pentru cine din viața voastră ați mai dat voi atâția bani și cheltuia ta energie dacă ați ști că după aia când îl sunați vă răspunde cu da. De pe iPhone-ul cumpărat de voi. Decât tupeu și după aia trebuie să-l și iubești. Ce? Păi pe ce om din viața mea îl iubesc eu suficient de tare încât să mă duc cu el la concerte Gașca Zurli? Toată ziua, aram sam, de pula mea când căutați prieteni. Și ce investiție teribilă, bă, băiat. Voi știți cât costă să crești în România un copil până la 18 ani dacă nu moare? Dacă moare e mai ieftin, bă, da.
150.000 de euro atâta costă. Tu știi cât Bitcoin-ul mi-au eu de bani? Și vă simt că vă gândiți, George, și Bitcoin-ul e o investiție proastă? Da, dar Bitcoin-ul nu o să-și dea la bala tine în casă. Cred, nu știu, eu n-am avut Bitcoin, deci, dar copil am fost. Și aia știu. Bă, fac stand-up, tu cam ce crezi? Mândrei de mine? Sau nu? Adică prima dată când m-a văzut la un spectacol, taică mi-a zis... Te dezmoștenesc! Bă, cum să mă dezmoștenească? Ce, să nu mai îmi dea găinile? Ce crezi? Taică mi-a fost electrician toată viața. Cât crezi că are strâns? 1000 de lei? Da, și am crescut și în Turda, dar ajunge și la partea aia. O casă în Turda... E chiar așa de rău. Cât crezi tu că costă o casă în Turda așa? 2 lei, 5 lei, 15.000. Hai să facem, mă, bag pula în show de stand-up, facem licitație, vând casa lui tata. $200 și îți dau și găinile. Că parcă ai nevoie. În loc de prieteni. Crezi că de niște ouă. Are nevoie de ouă. Bă, ce bun era. Hai tu! Ce bun era asta cu are nevoie de niște ouă. Tu nu-l vezi că e chel, dar are ouă pe cap. Nu. Ia, ai primit destul atenție, ești în regulă. Înapoi la mine. Și omul de la psiholog trebuie. De mult timp. Și vreau să zic, parcă tot timpul m-a frustrat la psiholog că trebuie să vorbești despre copilărie. Și eu știu că e bine și că trebuie, dar mă disperă un pic că insistă cu chestia asta, că zici că e ceva meșter care te întreabă cine v-a lucrat aici, dar insistă să-i chiar răspunzi. Și normal că mă simt ciudat, pentru că numai la psiholog se întâmplă chestia asta, că nu te duci la dentist, se uită la tine în gură și, hai de mine, dar ești sigur că te-au iubit părinții. Și atunci cum m-a ciudat, mai ales că eu mă gândeam că am avut o copilărie normală, adică n-a mai fost probleme, dar așa-s copii, nu fac mișto unul de altul, pentru orice căcage. Odată, când eram mic, au făcut mișto ăștia pe stradă de mine, că nu știam ce ia o șaibă. Asta, mare lucru. Chiar, prin aplauze, câți dintre voi nu știți ce ia o șaibă, de curios? Aplaudați dacă nu știți. Deci câțiva au zis. Uite, tu, de exemplu, tu n-ai aplaudat, da? Tu știi ce ia o șaibă, corect? Ai văzut ce proști sunt ăștia care nu știu ce iau șaibă? Cum să nu știi, mă, ce iau șaibă? La piuliță, știi? Da, șurub. Ia, fii atent. Asta-i șaibă? Ia, da, asta-i șaibă? Ai văzut ce-am făcut? Că l-am întrebat că asta-i șaibă, dar am arătat pula. Așa-s copii, pula. Fac niște unul de altul, nu știu, da? Psihologa, normal, că mai leagă chestiile de copilărie, gen. Dacă am emoții pe scenă sau ceva, păi George, poate are legătură cu faptul că atunci când erai mic, nu te integrai cu ceilalți copii și nu primeai validare de la ei. Dar adevărat, dar eu știu cu ce copii am crescut. Eu am crescut în Turda. La periferie, adică acolo așa era, ieșai pe stradă, nu puteai să mergi în casă când voiai tu, numai dacă te-o lovi cineva și plângeai sau dacă te-o chemat maica ta nervoasă, gen. Plecai doar de la sau înspre o bătaie, atât. Nu faci așa tu ce vrei tu. Și eu știu ce copii aveam. Era un băiat pe stradă pe care nu l-a mai lăsat măsa să joace metin doi, că l-a prins dând laba pe poze cu o șamancă. Și la școală la fel, când am fost în clasa a 5-a, cam așa, am avut o excursie cu clasa. Ești ok? Am avut în clasa a 5-a o excursie cu clasa și înainte să urcăm în autocar, un coleg de-a mea a dat groapă la jumătate de litru de țuică și a urcat în autocar. Avea 10 ani. Și vai din Botoșani. Și ghiciți ce s-a întâmplat. La un moment dat a intrat copilul în coma alcoolică, s-a oprit autocarul, a venit ambulanța, l-a dus la spital și excursia a continuat. Vă jur pe cea mai sfântă, am văzut o profesoară cum îi dă la altă profesoară 50 de lei. Ai avut dreptate, Mariana. El a fost primul și n-am ajuns nici până în Târgu Mureș. Și azi la psihologă, tu de copiii ăștia crezi că îmi pasă? Și mi-a explicat George, cu mintea de acum evident că da, cu mintea de copil. Ăștia erau singurii copii de prin zonă. Normal că validarea lor conta. Zic, tot timpul la mea 180 de lei bine cheltuiți. Da, chiar. Oare cine mi-a lucrat aici? Și o să-i mai povestesc chestii din copilărie și ok, povestesc să vezi cât de retardați erau, exact. Și erau retardați.
Adică în clasa nu am avut o fază cu colegii mei, nu eu am venit cu ea, dar când am ajuns la școală, i-am auzit vorbind despre ceva la care îi ziceau anticrocodilul. Și i-am întrebat, pentru că am fost curios cum sunteți și confuz cum sunteți și voi, ce e ăla, de ce zicem așa, care... Păi cum George ce e ăla și de ce zicem așa? Păi, crocodilul are solți. Anticrocodilul n-are deloc solți. Crocodilul are dinții ascuțiți. Anticrocodilul n-are deloc dinții ascuțiți. Geniale comedie să-mi apuc. V-am zis că eu să apuc eu o comedie din turda. Deci putea fi orice chestie. Deci putea da vina pe chestia asta dacă s-a întâmplat ceva. S-a spart un geam, ce? Anticrocodilul. De ce? Crocodilii nu sparg geamul la etajul 1. S-a pășit cineva în clasă? Anticrocodilul. De ce? Crocodilii nu se pășesc în sân de clasă. Simplu. Mie mi-a plăcut foarte mult, dar la un moment dat a venit un coleg la mine și zice, hai, George, tu știi că anticrocodilul ești tu, nu? Ce? Nu. Bă, na, ce să zic, au venit ăștia cu faza asta ca să facă mișto de tine când ești și tu de față. Na, eu vine la unul ideea când eram beț odată la cabană. Voi mergeți la cabană? Păi mie nu m-a chemat nimeni niciodată la niciun. Păi da. Și eu eram, bă, eu eram anticrocodilul și am povestit la psihologa toată faza asta și face psihologa că n-o vezi? N-o vezi ce? N-o vezi tu? Că odată ți-am povestit de copilărie și toată școala ta s-a redus la novezi. Eu am început să apăr faza asta, că mie mi se părea cumva amuzant. Adică cum dracu să nu râdă colegii mei la chestia asta când te gândești ce chestii întrebam. Da, anticrocodilul suge pula? Nu știu, George. Crocodilul suge pula? Păi nu. Păi și atunci anticrocodilul suge pula foarte mult. La psiholog. De ce să mă afecteze chestia asta? Și eu zic, George, hai să-ți explic într-un mod în care și tu o să înțelegi. Crocodilul nu e afectat de faze din copilărie. Anticrocodilul, da. Uneori, mă mai întreabă oamenii uneori, George, dar dacă tu făceau atâta mișto copiii de tine, de ce nu le ziceai și tu chestii înapoi? Ce sfat de căcat? Normal că le ziceam, dar cum crezi că ieșau? Ieșau cringe. Mai tare le dădeam muniție, adică odată făceau ăștia mișto de mine că strănutam prea mult sau ceva și i-am zis la unul, strănutau și pe capul tău! Anticrocodilul. În clasa 5 am plăcea de o fată de la noi în clasă, vorbeam cu ea zilnic pe Yahoo Messenger, vă dați seama, și la un moment dat am convins-o să jucăm conquistador, că noi n-am făcut educație sexuală și așa credeam că fuți. Și am jucat conquistador, m-au bătut la conquistador și au făcut mișto de mine și m-am supărat pe ea și am făcut apendicită. Anticrocodil. Păi da, vezi. I-am povestit și fazele astea la psihologă și au zis, George, vrei să faci tu un test? Ba da, hai să facem un test. Și mi-a dat un test care avea 200 de întrebări. 200 de pentru ce? Sunt pe lumea asta site-uri care din 10 întrebări zic și ce aromă de înghețată ești. Vanilie, dacă tu. Și nici nu era un formular de ăla drăguț să vezi ce personalitate ai. Nu, era un tabel în Excel. Și ce pula mai facem aici? Contabilitatea la depresie? Și mi-a explicat pentru ce era. Aparent, chiar dacă tu nu știi, fazele astea din copilărie pot să-ți dea niște tipare de gândire de astea nesănătoase. Psihologii le zic scheme cognitive. Am făcut testul. Pe lumea asta sunt 18 scheme cognitive. Eu am 15. Câte una pentru fiecare an de școală, nu? Dar, George, nu sunt 15 ani de școală. Ha, nu și-n turda. Ca să scap de chestiile astea, faci o chestie care se cheamă terapie pe scheme. Vine psihologul și-ți pupă schema ca să-ți treacă. Mai exact, ceva exerciții m-a pus psihologa să facem. Mie mi s-a părut foarte ciudate la început, pentru că trebuie să închizi ochii și îți imaginezi o fază din copilărie pe care o povestești și după aia psihologul intervine și ți-o repară cumva, știi? Zice ce nu ți-o zis părinții tăi, îți bate el bătăuș și o întreabă pe fata de care îți plăcea, dar de ce nu vrei să fii cu George? Și tu după aia zici ce zicea fata aia? Păi pentru că e ratat! Și după aia îi explică fetei din capul tău care ești tot tu. Că eu făcut școală. Că George nu-i de fapt așa de ratat. Te convinge? Nu. Da. Măcar simți că ai un adult care ți ia apărarea. Deci cumva, nu știu, îți imaginezi cum se luau copiii de tine și vine psihologa și le zice lăsați-l în pace și îi zic bine, hai noroc, fraiere, că suntem în imaginația ta.
Și e extrem de bun. Vă mai dau un exemplu. Când aveam vreo 10 ani, aveam un copil pe stradă pe care îl chema Ionuț. Și Ionuț la 10 ani creștea câini pentru bătaie. Eu plăcut Pokémon, stătea în tur, dar ce să facă și el? Și cum mă plimbam o dată pe stradă, noaptea Ionuț cu câinele lui m-a oprit și a zis că... Numai Ionuț a zis, câinele nu a zis. A zis Ionuț că nu mă lasă să trec până nu zic, Ionuț este șeful meu. Și am zis și m-a lăsat. Ceea ce e un cretin, ce nu știe Ionuț, ăsta e un contract verbal valid. Ionuț îmi datorează acum 250 de salarii. Și în scenariul ăsta a intervenit psihologa ca un fel de vecină care zice să dea pace și după aia eu și psihologa avem drum în aceeași direcție ca să mă simt eu protejat, dar nu și penibil. Vezi ce punte că imaginația mea. Dacă era imaginația lui Ionuț, punea câinele și pe psiholog, acum avea doi angajați. Sunt foarte pont exercițiile astea, numai că trebuie să ai grijă foarte mare, că te mai ia valul din când în când. Că v-am zis, tu faci toate personajele și te întreabă psihologa și ea ce face după aceea. Și e un pic greu să nu zici și după aia suge pula. Bine, și pe, nu e parcă pe ei nu-i mai ia valul pe psihologi, că odată îmi imagineam ce fac fază cum mă certam cu ai mei și la un moment dat psihologa le tot explica chestii și la un moment dat le-a spus că poate ar trebui să facă și ei terapie și eram, bă, asta își face reclamă. În imaginația mea? Dar sunt pont și merg super bine și mă gândeam că nu mi se pare corect că doar eu pot să mă duc și să fac genul ăsta de exerciții. De ce să nu meargă și Ionuț, de exemplu, că sigur și pe el o frustra chestii din copilărie, să se pună și el acolo cu ochii închiși, să-și imagineze și să zic. Și după aia, câinele lui l-a bătut pe câinele meu. Și psihologa îl întreabă, și tu cum ai reacționat? Ce ai făcut? Ce faci? Bat și iau toți banii care îi datoram eu lui. Iei toți banii pe care îi datorai? A, nu, chiar pe toți, dar acum mai dau un punct și iau și pe ea. Și el? Cum reacționează la asta? Ce-ți spune? Sau nu mai lovesc. Și tu? Ce faci? Cum îi răspunzi? Că nu-i frumos să vorbești cu pumnul în gură. Și cam asta a fost de la mine. Vă mulțumesc foarte, foarte mult.